istoricul Mircea pornește într-o nouă aventură. De data aceasta, la bord se află studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Plin de entuziasm și încrezători, tinerii abia așteptau să fie puși față în față cu viața pe mare. Dar sunt entuziasmat că o să plec. Am fost instruiți și cred că o să fie totul bine. Nu-mi fac griji. Mult acest marș de instrucție și sper să ne descurcăm și să îi mulțumim pe domnii instructori. Sunt curioasă și nerăbdătoare pentru că este o experiență nouă în viață și vreau să mă bucur din plin de ea. Cei mai emoționați au fost însă părinții care și-au condus copiii la navă și le-au dat ultimele sfaturi înainte de a porni în mult așteptată aventură. Cei rămași acasă spun că sunt foarte mândri de copiii care au îmbrățișat cariera militară. Emoții puternice. Sigur că da. Foarte emoționant. E prima dată când pleacă într-o misiune și am venit să-i urez, cum se zice, bun car la... Îți emoții pentru el, pentru cum da. Va fi? Foarte mari emoții, sigur că da. Dar o să fie bine, că e pe ea mare și e pregătit și o să fie bine. Asistăm pe data de 6 iunie 2023, la momentul când o nouă generație de studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân se pregătește pentru plecarea într-un marș de instrucție în apele internaționale. Viața pe mare, la bordul navei Școală Mircea, atât pentru generația de tineri care aveți de azi, cât și pentru generațiile anterioare, a șlefuit și șlefuiește în continuare caractere, întărește încrederea în propriile forțe și consolidează pregătirea marinărească a oricărui tânăr marinar. Pentru a fi feriți de rele în lunga călătorie pe apă, la bord a fost oficiată și o slujbă religioasă. Marșul va avea o durată de 54 de zile, timp în care velierul, simbol al Marinei Militare Române, va acosta în 5 porturi din 4 țări. Nava Școală va reveni în port pe 30 iulie.